La jumătate de secol de când au fost construite scările ce unesc cele trei terase ale orașului, primăria Rezina realizează un proiect de consolidare, renovare și iluminare a tronsoanelor de trepte de la Nistru până la strada centrală a orașului. Le facem și putem aprecia. Iată, nepoții, feciorii, fiicele, se poate compara. Cum a fost? Așa ce este. O zi bună. Nu mai bine. Unii cetățeni compară scările din Rezina după numărul treptelor cu scările Potiomkin din orașul Odessa. Construite încă la începutul anilor 60, cele circa 190 de trepte rezinene au devenit parte din istoria localității. Я помню, когда строили эту лестницу. Ну, давно, лет 50 назад или больше. Очень плохие были лестницы. После. А сейчас ничего, прекрасно. Foarte rele. Și cădeau jos. Și nu erau îngrijite și nu erau lucrate ca lumea de instanțele. Da, acum se văd schimbările și ar fi bine să fie și mai bine. În orice caz e cu mult mai bine decât a fost. Timp de peste 5 decenii, scările s-au deteriorat treptat și au devenit impracticabile, autoritățile căutând soluții de reabilitare a lor. Orașul, practic, și-a început viața de la prima terasă de la strada Lomonosov și pe parcurs cât a urcat orașul în deal, au apărut și scările care au legat astea trei terase, dar și logic ar fi să devină și o zonă de agrement pentru locuitorii orașului, cât și o amplasare pitorească care o avem aici, într-o zonă verde, dar pe parcursul anilor, cu păreri de rău, autoritatea publică locală nu a putut identifica resurse financiare pentru menținerea într-o stare normală a scărilor și în 2015, în luna octombrie, practic, cu domnul viceprimar ne-am planificat ca să începem reabilitarea scărilor. Merge vorba cât și de identificarea resurselor financiare, totodată și de implementare, adică de procedurile de a petrece achizițiile publice, de a petrece toate procedurile și ajunge la implementarea proiectului, adică a lucrărilor, așa zis, lucrărilor de amenajare. Implicând întreprinderea municipală Servicii Comunale Locative din Rezina, primăria orașului a reabilitat timp de un an tronsonul de scări care leagă sensul giratoriu din oraș și strada Păcii. Această porțiune de scări a fost construită după ce partea de jos a orașului a fost inundată în anii 60. De atunci, în premieră, aici au fost consolidate scările, amenajată zona verde, reinstalați piloni de electricitate și instalată iluminarea stradală, asigurând securitatea cetățenilor care anterior evitau să traverseze această zonă a orașului, în special pe timp de noapte. Разбитый током этих перил даже не было. Ну, сейчас уже видно, сломали некоторые. Ну, а так вот свет сделали, а то раньше вряд ли тут шли, могли убиться люди. Era foarte greu de mers, într-adevăr, era foarte, într-o stare foarte rea. Pentru reabilitarea tronsonului de trepte care unesc terasele de sus ale orașului, a muncit voluntar circa 2/3 din angajații întreprinderii municipale Servicii Comunale Locative, spune directorul instituției. În prima etapă s-au curățit scările care au participat fără plată. Lucrătorii din Servicii Comunale au participat 100 de lucrători. La întreprindere sunt 156 de lucrători, 100 am participat, care am făcut, cum se face pe timpuri, o clacă și am curățit crângii de copaci. Pe urmă am sădit arbori, pini de Crimeea au fost sădiți. În ultima etapă a fost, prima etapă a fost betonarea scărilor care mai avem, încă mai este, poate la sfârșitul anului ăsta să fie renovate cu totul. S-au tras iluminare de pe scări. Încă mai avem mult de făcut, s-o cot că cetățenii orașului Rezina să fie mulțumiți de serviciile întreprinderii noastre. Pentru menținerea curățenii, angajații Serviciul Comunal de două ori pe săptămână fac curățenie. Pentru a opri distrugerea celor mai vechi scări, primăria orașului Rezina este în căutarea antreprenorului care va consolida treptele dintre străzile Păcii și Lomonosov. Mergem următoarea fază, să consolidăm scările, să stopăm distrugerea lor de la strada Păcii până la strada Lomonosov. Vom avea procedura la achiziții publici ca să determinăm antreprenorul care va efectua lucrările. Ce
a însemnat asta? Asta a însemnat, a dispărut o zonă criminogenă de pe harta orașului. Aici, dacă dumneavoastră atrageți atenție și de o parte și de alta, am avut tufare, arbuști, măcieși care se împreunau în deasupra scărilor și era o zonă criminogenă, neiluminată, murdară, cu diferite gunoaie aruncate aici, tot de locuitori orașelor, cu părere de rău. Dar s-a izbutit să curățăm zona verde, să o aducem în ordine, să sădim pini, pin negru de Crimeea, care nu este atât de, să zic, cu pretenții mari la sol. Am iluminat, am instalat piloni, am iluminat, e un landșaft accidentat, s-au depus niște eforturi considerabile pentru a efectua lucrările respective, practic s-a făcut tot manual, dar am izbutit. Edilul orașului Rezina recunoaște că lucrurile s-au mișcat lent de la inițiere până la realizarea lucrărilor, fiind vorba de formalități și proceduri de achiziții publice care necesită timp. În continuare, pentru îmbunătățirea aspectului estetic al scărilor, vor fi solicitați rezinenii și, în special, discipolii școlii de arte plastice din localitate, un aspect important fiind păstrarea lucrărilor efectuate. Următoarea fază, după ce consolidăm și parapeturile, trebuie să dăm culoare scărilor. Și iată, pentru următoarea fază, cred că vom invita mai mulți. Vreau să participe și școala de pictură, adică vreau să fie implicați mai mulți locuitori a orașului, ca eventual după asta să păstrăm ceea ce vom construi. E foarte important să-și păstrăm. Și asta mi-o doresc foarte mult. Partea proastă este că viteza de mișcare este aceea care este în autoritatea publică locală. Adică durata cam de 8 luni, un an de zile, de la idee până la implementare. Iată, asta e partea proastă. Celelalte, cred că noi vom izbuti și sigur împreună le vom face. Este un plan de la domnul primar, adică să le facem în coloristic, adică să le facem să fie ceva ca un covor al național, cam așa ceva, adică să vedem cum și costurile mult face, știți cum e. Noi viziunea avem frumoasă, avem, dar la viziuni trebuie să avem și bani. Până în prezent, lucrările de reabilitare a scărilor au costat bugetul orașului circa 230.000 de lei. Lucrările au fost efectuate în mare parte manual de angajații întreprinderii municipale Servicii Comunal Locative din Rezina, dar și grație unui parteneriat social între primărie și o companie din regiune. Vreau să mulțumesc mult partenerului social și sigur echipei primăriei care și-au dat concursul și au organizat toate procedurile ca în final să începem lucrările și să le finalizăm aici la consolidarea scărilor la primul segment. Pentru toate lucrările s-au cheltuit 235.000 lei plus o donație de ciment de 50 de tone de ciment. Rezinenii pe care i-am întâlnit traversând treptele istorice ale orașului apreciază schimbările care au loc. E bine, adică eu nu știu, cum am înțeles mai înainte că nu erau scări și era foarte greu să urce. Ele sunt bune așa, dar nu știu cum e iarna aici și când plouă cum e. Foarte rele erau și foarte, acum sunt foarte bune. Vreau să zic că au fost făcut reparații foarte bine la dânsele. Au fost fără luminații, au fost foarte tătăi și crescut, buruienii pe scările distruse, dar acum e foarte bine. E bine, îmi place. Sunt mult mai accesibile și iluminate pe timp de noapte, ceea ce oferă tinerilor posibilitatea să se deplaseze în siguranță în centrul orașului pentru a-și petrece timpul liber. Dacă înainte, într-adevăr, aici se mai petreceau lucruri urâte, tinerii nu aveau posibilitatea, într-adevăr, să-și petreacă timpul liber, acum, cu deosebită plăcere, poți admira din vârful treptelor peisajul atât de frumos și impresionat cu o atracție deosebită a orașului. O problemă este atitudinea unor rezineni față de ordinea publică. Potrivit autorităților, după finalizarea primelor lucrări de reabilitare a scărilor, acest sector a fost vandalizat deja de mai multe ori. Vreau să-i rog să păstrăm ceea ce construim, ceea ce amenajăm. Practic, nu de mult a fost vandalizat de vreo 3 ori deja sistemul de iluminat a scărilor și foarte multe murdării se aruncă, plastic,
butelii din plastic, din folie, diferite pachete. Și atât la lucrul ăsta aș vrea să-i rog frumos pe locutorii orașului să fie mai receptivi și să fie mai cu tragere de inimă la ceea ce avem noi. E de dorit ca cetățenii să, cum s-ar spune, să folosească, dar să întrețină. Știți cum este? Că una că facem, dacă merge și de o pildă cu iluminarea care s-a făcut și din 7 filinare, care, corpuri luminare care au fost instalate, vreo 3 au fost deteriorate, adică împușcate cu pietre, adică, bun înțeles, noi deja le-am instalat la loc, adică le-am reinstalat, dar nu-i bun. Nu faci față, adică noi vrem să aducem ceva bine, pentru ceva frumos pentru oraș. Urmează cea mai dificilă etapă, reabilitarea celui mai deteriorat segment de scări, de la Nistru până la strada Păcii. Practic, vă dați seama despre dezastru care se întâmplă aici, ca căi de acces sunt impracticabile, ca zonă de securitate, să zic, pentru cetățeni, tot nu poate nimeni asigura nimic, nicio securitate a cetățeanilor, din cauza că nu avem nici iluminare, nici nu este zonă care ar putea fi patrulată de o patrulă pedestră, din cauza că căile de acces sunt impracticabile. Dar totodată frumusețea locului trebuiește menționată. Și atât pentru a efectua lucrările, ne propunem în perioada imediat următoare să consolidăm prima fază, să restabilim suprafața scărilor, să o consolidăm, să oprim distrugerea și să curățăm spațiile verzi, să facem iluminare și să asigurăm căile de acces să fie practicabile pentru locuitorii orașului, cât și pentru agenții de patrulare, poliția, să poată patrula și zona respectivă ca să asigurăm ordinea publică. Iată, asta nu este în planuri acum și asta o vom face, sigur. Și următoarea fază este să-i dăm culoare scărilor, să avem ieșire la Nistru, direct de la a treia terasă, de la sensul giratoriu, de la 27 august, strada Matrosov, să ieșim până la strada Lomonosov și să ne bucurăm de priveliștea locului. Scările care unesc cele 3 terase ale orașului Rezina au o istorie de jumătate de secol. Inițial au fost construite treptele terasei de jos, iar după inundații, construcția a continuat fiind finalizată în 1967, exact acum 50 de ani. Au o istorie de jumătate de secol. Inițial au fost construite treptele terase de jos, iar după inundație construcția a continuat fiind finalizată în 1967. Exact acum 50 de ani.